Din noiembrie 2010, primăria lucrează la îmbunătățirea calității vieții în Timișoara prin realizarea de activități de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare. Ne aflăm la Colterm, în perimetrul șantierului, unde se desfășoară lucrările de retehnologizare cazane de apă fierbinte. În spate se poate observa un cazan performant este montat și stația de monitorizare a emisiilor la coșul de fum. Într-un an, la finalul proiectului, timișorenii vor beneficia de aceste investiții în infrastructura pe termen lung. Un proiect al primăriei municipiului Timișoara, cofinanțat de către Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectoral Mediu.